Fosta primărie din orașul Găiești, monument istoric, a fost restaurată și consolidată printr-un proiect cu finanțare europeană. Valoarea totală a investiției a fost de peste 6 milioane de lei. În urma amplelor lucrări, Casa Ciubuc, cum se numea inițial, și-a schimbat destinația în centrul cultural Gheorghe Zamfir. Vorbind de Găiești, nu putem să nu amintim de inegalabilul geniul Gheorghe Zamfir. Știți foarte bine că am câștigat cu acum un an sau doi ani de zile în urmă un proiect pe fonduri europene privind amenajarea fostului sediu al primăriei în centrul cultural Gheorghe Zamfir. O spun cu satisfacție și cu mare bucurie, deși nu a fost ușor, pentru că fiind monument istoric a trebuit să fie niște lucrări excepționale cu niște materiale deosebite. Astăzi s-au încheiat lucrările, este bijuteria orașului nostru din punct de vedere arhitectonic și am hotărât, să spunem așa, că în data de 2 decembrie să inaugurăm acest centru cultural, să-l punem în valoare, pentru că maestru Gheorghe Zamfir are acasă niște obiecte și niște, să spun, discuri de aur, de platină, diplome câștigate la concursuri internaționale, deci pot să spun că este de o valoare inestimabilă. Și este normal și să ne bucurăm fiind al nostru și noi cei cetățeni din orașul nostru să putem să le vedem, să le admirăm opera. Clădirea va fi recepționată în ziua de 2 decembrie, când este și data finalizării proiectului. După cum observați, suntem în centrul cultural Gheorghe Zamfir. Lucrarea este una excepțională, cu niște materiale deosebite. Aici a funcționat sediul primăriei. Era o clădire care ajunsese în paragine, era în centrul orașului și am reușit să obținem un proiect de finanțare europeană. Și Centrul Cultural Gheorghe Zamfir a primit o finanțare în valoare de 1,4 milioane euro. Suntem în grafic, cum observați, lucrurile s-au terminat și rămâne ca în data de 2 decembrie să facem recepția acestui edificiu excepțional orașului nostru. Ne aflăm în sediu fostei primării a orașului Găiești. Această clădire, în anul 2020, era o clădire abandonată. Efectiv, când am preluat amplasamentul, era practic adăpost pentru aurolaci. Ea era într-o stare de degradare deosebită, adică autodemolare, pot să spun. Proiectul a fost unul destul de amplu, nu a fost simplu, a trebuit să practic să desfacem toată casa până la cărămidă, să vedem toate viciile ascunse, inclusiv ale fundațiilor. În partea de infrastructură a trebuit să facem săpături până la cota minus 1,80 ca să putem să tratăm, să consolidăm fundațiile acestei case și pe urmă a trebuit să consolidăm inclusiv toți pereții. În principiu s-a schimbat acoperișul tot, tot ce înseamnă partea de șarpantă, tot ce înseamnă partea de structura casei, de rezistența ei. În etapa a doua am început finisajele, care sunt unele deosebite. S-a folosit numai materiale de foarte bună calitate. Toată tâmplăria exterioară și interioară este executată din lemn triplu stratificat de stejar. Tâmplăria exterioară este cu sticlă termopan și pe garnituri, ca să fie insonorizată foarte bine casa și să fie și o casă din punct de vedere energetic foarte eficientă. Tot ce înseamnă partea de pardoseli, înseamnă s-a folosit parchet masiv de stejar și în general toată partea de climatizare și absolut tot ce s-a făcut, partea de încălzire, de iluminat, totul este realizat cu cele mai bune materiale. Un imobil care s-a aflat mult timp într-o stare de degradare vizibilă, o ruină care trona practic în centrul orașului Găiești, este acum perla localității. Deci a ieșit o adevărată bijuterie. Cum vi se pare? Foarte frumos. Foarte frumos. A ieșit nemaipomenit. Am admirat-o pe afară și nu știam pe aici cum e în interior. Foarte frumos.